Olga, timidă, se schimba de pe un picior pe altul. Uneori se juca cu pachetul de acte. Era teribil de îngrijorată pentru că trebuia să comunice cu directorul firmei, erau locuri libere pentru postul de femeie de serviciu. Și ea chiar avea nevoie foarte mult de un loc de muncă. S-ar părea că să obții un loc de muncă e un flac, dar nu pentru Olga. Și-a amintit de conversația de ieri cu vecina Nina. Ea a fost cea care a dat din întâmplare peste anunțul de angajare. Nina s-a dovedit a fi o persoană care nu este indiferentă față de necazurile altcuiva. Ea a văzut cum Olga încerca să-și îmbunătățească viața și dorea sincer să o ajute. Mulțumesc, Nina, pentru sprijinul tău. Dar nu mă vor angaja cu un certificat de eliberare urgentă. Unde nu am fost eu? nicăieri și nimeni nu are nevoie de foști condamnați. Cu amărăciune în glas, spuse Olga. Tu încearcă, bate și ți se va deschide. Vrei să-ți întorci fica înapoi? Mergi și întreabă. A insistat Nina. După vorbele despre fica ei, Olga i-au scăpat la crim din ochi. Da, o să merg, o să merg orice ar fi și voi primi acest post. Hotărâia ferm. Gândurile ei au fost întrerupte de vocea severă a secretarei. Intrați, domnul Mihail vă așteaptă. Olga se repezi repede spre ușă. Intrând într-un birou spațios, ea a văzut un tânăr pompos stolănit într-un fotoliu. Se remarca că era mândru de poziția sa. Iar cu întreaga sa înfățișare arăta cât de grozav este. Dacă ar ști, Olga, câtă dreptate are, Firma lui Mihail era moștenită de la tatăl său. Continua cu plăcere afacerea familiei. Nu a fost ușor la început. Lipsa de experiență datorii proiecte neprofitabile. Dar încetul cu încetul lucrurile s-au îmbunătățit. Și acum are un birou în centrul orașului. Profit în continuă creștere, credibilitate și primele poziții în clasament. De la marele succese, Mihail se simțea ca conducătorul lumii. Dar avea un neajuns. Nu-i plăcea teribil să cheltuie bani pe alții. Logic, bineînțeles, înțelegea că cea mai mare parte a succesului său era în personalul potrivit. Înseamnă că profesioniștii trebuie plătiți decent. Și se rupea inima, dar plătea și economisea bani la personalul de serviciu. Dădea bănuți, un ban economisește un leu. Își amintea această frază din copilărie. Și personalul de serviciu ai lui Mihail se schimbau ca mănușile. De muncă era mult, dar salariul e mic. Oh, a sosit alta! Se gândi Mihail, uitându-se la femeia cu aspect de săracă. Bună ziua, domnule Mihail! Compania dumneavoastră are o slujbă de femeie de serviciu, am mare nevoie de acest job. Vă rog, lăsați-mă să lucrez la dumneavoastră. A început Olga imediat cum a intrat. Da, intrați, stați jos. Ce stați la ușă? Cum vă numiți? Întrebă Mihail. Olga, Olga, cojocaru. Actele le aveți. Haide, sper că știți să spălați podelele, să ștergeți praful și ce mai este acolo. În general, am nevoie ca totul să fie curat peste tot. Așa a luat-o la întrebări directorul, sortând nepăsător hârtiile. Da, desigur că pot. Eu. Olga nu a reușit să termine fraza când a văzut privirea uluită a bărbatului. Asta ce este? scutură el un certificat de eliberare în fața Olgăi. Mihail era enervat. Am ajuns din greșeală acolo, mi-au întins o capcană. Ce contează aceasta pentru muncă? Îmi voi face treaba bine, credeți-mă! A răspuns Olga hotărâtă. De fapt, totul înăuntrul ei tremura. Inima îi bătea tare. Ea înțelegea că ultima ei speranță pleacă dar nu voi lupta până la capăt și o voi primi. V-ați ieșit din minți. Ai avut îndrăzneala să vii aici. Un vei dezonora firma cu asta. Se vor răspândi zvonuri că am angajat un condamnat. Mihai l-a ridicat vocea la ea. Vă rog, nu refuzați, vă implor. Am nevoie de această slujbă ca de aer. Este o chestiune de viață și de moarte. Adunându-și voința într-un pumn, Olga a vorbit: Ce spectacol ai jucat? Unde ai învățat? Se pare că în zonă, unde altundeva? Se gândea Mihail. Nu știa ce a dat peste el, dar avea o stare de spirit bună astăzi, pur și simplu excelentă. Poate pentru că ieri a pus mâna pe niște bani frumoși, sau poate pentru că se apropie o vacanță pe malul unei mări peste hotare. Oh, sunt bună astăzi! O să iau această condamnată. Nu va sta mult câteva luni ca și precedentele. Bine, nu mai face spectacol aici. Te angajez la muncă, dar te avertizez. Dacă lucrezi prost sau, doamne ferește, ceva mai rău, jefuiești pe cineva. Cu mâinile mele te voi trimite din nou în zonă. Vă este totul clar. Mergeți și completați actele. Spuse asta de parcă ar fi făcut o favoare. Olga era într-un impuls atât de spiritual încât cuvintele nemăgulitoare ale directorului nu au deranjat-o deloc. S-a grăbit bucuroasă la departamentul de personal. Din păcate, bucuria a fost de scurtă durată. Nu, ea își îndeplinea treaba grozav. Biroul strălucea ca soarele, era și mai luminos ca înainte era imposibil să nu observi. Dar Olga era pur și simplu batjocorită de personal. Toată lumea era enervată că ea era o fostă condamnată. O priveau cu un dispreț direct. Și uneori spuneau deschis. Cum putea directorul să angajeze un condamnat într-o companie atât de prestigioasă? Dar ea ne va jefui pe toți. Ce fel de ținută așa vă purtau și în închisoare? În fiecare zi, Olga trebuia să îndure ridicolele, bat jocuri și umilințe. Ea îndura, își învițea lacrimile și tăcea. Mai ales, nu o plăcea pe Olga, Radu Tudorean, directorul adjunct. El se considera aici regele și Dumnezeu într-o singură persoană. Trebuie să mărturisesc că anume el a fost cel care a contribuit la aducerea companiei la un alt nivel. Radu este inteligent energic, plin de idei. Dar ambiția, lăcomea, exclusiv mândria i-au pus stăpânire. Nu suporta concurența. Adora tot felul de semne de atenție față de persoana lui. Și îi controla pe toți aspru. Și cel mai important, visa să ia scaunul directorului. Da, eu ar trebui să fiu în acest loc eu, dar nu acest prost. Facem totul pentru el, dar el doar strânge bani. Radu își tot bătea capul cum să realizeze ceea ce dorește. Să-și creeze propria companie. Nu, nu iese. El câștiga bine, dar pentru a începe totul de la zero, e nevoie de mulți bani. Rămâne să dea afară directorul. Radu asta avea de gând să facă de îndată ce vine momentul potrivit. Între timp, el este un slujitor al lui Mihail, cu preocupare etică pentru muncă și echipă. Mihail, de ce ai angajat-o pe această Olga? Personalul este îngrijorat. Oamenii nu se schimbă, nu înțelegi asta. Am scos informații, ea a stat pentru furt și într-o companie similară. Ei bine, cum puteai să o iei? Măcar te interesai la început pentru ce a stat în zonă. A insistat Radu asupra lui Mihail. Radu, de ce te lipești ca o frunză? Uite ce curat este biroul acum! Înaintea ei, nimeni nici măcar nu a făcut așa ordine. Pentru astfel de bănuți lucrează de parcă ar fi un castel regal. Și apoi, ea a vorbit că i-a întins o capcană. Poate acest lucru este adevărat. Răspunse Mihail. Aceste atacuri persistente ale lui Radu l-au plictisit. Tocmai aceasta este, că poate. Nu a venit aici de bine. Oh, nu e bine. Îl învârtea pe director Radu. Radu, hai de termină. Să sărbătorim mai bine venitul nostru de ieri. Radu, noi ar trebui să fim triști. Avem contracte de milioane de euro în față în plus, cu parteneri străini. Trecem la un nou nivel, prietene. Vom trăi ca regii, cum nu am visat. Dar tu îmi spui despre o femeie de serviciu. Scoate-o din cap. Cu toate acestea, Radu voia să o scoată, dar nu putea. Intuiția îi spunea că trebuie să scape de această persoană cerșetoare. O voi face să plece singură. A decis el și a încercat din toate puterile să creeze condiții insuportabile pentru aflarea Olgăi în companie. De ce ai venit în biroul nostru? Ne faci de rușine! Nu este loc pentru tine în societatea decentă! Nu îndrăzni să-ți atingi degetele murdare de masa mea și de lucrurile mele! Pleacă! Nu se lăsa Radu! Nu se mai putea gândi la ce lucruri urâte să-i mai spună Olgăi. Dar nu înțelegea că era în zadar. După trădarea celor dragi, sufletul Olgăi s-a întărit și părea să se transforme într-o armură. Și nimeni nu putea sparge această armură, mai ales acest radu. Sunt ca un soldat, eu doar îmi fac treaba, își spuse Olga. Doar un lucru îi atingea inima. Cum este copilul meu, Anastasia? Probabil că nu își va aminti de mine. Au trecut cinci ani. Pentru ce astea mie? Cum puteam fi atât de încrezătoare? Se gândi Olga cu lacrimi. Așa muncind în gânduri dureroase despre trecut, a trecut o lună. A venit iar ziua de lucru. Doar că era una neobișnuită. Încă de dimineață, biroul forfotea ca o fabrică. Toți angajații alergau ca nebunii și se pregăteau de sosirea unei delegații străine. Chiar cu o zi înainte, Mihai l-a instruit-o pe Olga ca toate birourile să strălucească. Hei, servitoare, începe cu biroul meu, trebuie să ies afară. A spus Radu nervos. Olga îi plăcea să facă ordine în birouri. Cărți mi-a pe prezentate pe rafturi. Cât îi era de cunoscute astea? Când a văzut documente împăturite frumos pe masă, a fost cuprinsă de dorința de a se așeza la calculator. De a se cufunda în lumea numerelor. A tabelelor și a calculelor. La urma urmei, ea pregătea sute de contracte de calcule. Dar totul a fost într-o viață trecută. Și acum Olga oftă din greu. Gata, curățenia este făcută. Deodată, privirea îi căzu involuntar pe un dosar gri, ieșind în evidență dintr-un tean subțire de documente de pe masă. O bucată de hârtie se vedea aruncată neglijent în ea. Femeia a înțeles că nu trebuie să-și bage nasul în treburile altora, dar nu putea rezista curiozității ei. Era un calcul financiar inteligent, cu multe cifre. Trecând cu ochii peste document, Olga simț că ceva nu e în regulă. Iar ea nu era obișnuită să se bazeze pe intuiție. Luând un calculator, cu mintea ei tenace, s-a convins în sfârșit că acest document este o fraudă evidentă. Entuziasmul ei s-a intensificat când a observat data de astăzi pe spate scris. Dar astăzi au loc negocieri importante de afaceri și o înțelegere puternică. Olga și-a amintit cum a suferit ea, însă și din cauza la aproape aceeași configurație. Trebuie imediat de informat pe domnul Mihail despre acest lucru. Ea nu s-a îndoit nici măcar o secundă. Niciodată, nimănui, sub nicio formă, Olga nu i-ar fi dorit o asemenea soartă de care a avut ea. Femeia a ascuns dosarul într-o pungă cu produsele de curățenie și a privit în jur spre sala de așteptare a directorului. Mihail a fost ocupat toată ziua. A fost catastrofal de greu să ajungi la el, Olga a fost dată afară din sala de așteptare de mai multe ori de către secretară. Ai găsit timp să fluturi aici cu cârpa, pleacă de aici. Dar nu trebuie să fac ordine, ci la domnul Mihail am nevoie imediat. Deloc stânjenită, Olga insistă pe a ei. Cât mi-ați plictisit voi astăzi? Domnul Mihail a interzis cuiva să intre la el azi. Doar la chemarea lui. Insista cu încăpățânare secretara. Olga nu a mai auzit cuvintele, ca posedată s-a repezit la ușa biroului. Mâna ei a atins mânerul. Secretara a sărit în sus și a încercat să-i blocheze drumul. Deodată, ușa s-a deschis larg și strigând fulgerător spre ei. A ieșit Mihail. Ce vă certați ca doi pui supărați? Încetați imediat! Astăzi avem o întâlnire de afaceri cu parteneri străini. Unde te uiți, Ladmila? Eu am cerut să nu lăsați pe nimeni să intre la mine. Dacă îmi stricați întâlnirea, vă voi concedia la naiba. Mihail nu și-a reținut emoțiile. Domnul Mihail! Se grăb să spună Ladmila. Ea a făcut totul să ivește acolo unde nu ar trebui. Directorul și-a îndreptat furia spre Olga. Ce faci tu aici? Nu vreau să te văd, mai ales astăzi. Pleacă de aici. Nu, nu voi pleca. Domnul Mihail, chiar trebuie să vorbesc cu dumneavoastră, pot intra în birou. A spus Olga ignorând causticitatea ofensivă a directorului. Mihail chiar tremura de tensiune de parcă era capabil de orice. Olga s-a gândit că directorul chiar era gata să o scui pe în față. Dar niciun mușchi nu se zvâcni în ea. Nu este ea una dintre cele timide. Viața a temperat-o astfel încât nicio furie să nu o sperie. Olga a ocolit în tăcere directorul și a intrat în birou. El nu avea de ales decât să facă la fel doar nu se va repezi cu pumii la această femeie. Aveți doar un minut. De ce mai ai nevoie din nou o chestiune de viață și moarte? A mărit nemulțumit directorul. Da, domnul Mihail, ascultați-mă, vă rog. Este vorba despre noua afacere. Adjunctul dumneavoastră, domnul Radu, vrea să vă întindă o cursă a schimbat performanța financiară a companiei, vrea să vă denigreze în ochii partenerilor. Și totul pentru a scăpa de dumneavoastră și să vă ia locul, am dovezi. Așa că Olga i-a înmânat directorului un dosar cu acte. Mihail s-a înroșit ca un rac și a lovit cu toată puterea în masă. Dar cum îndrăznești să calomiezi oamenii cum se cade? Radu este un lider talentat și inteligent putem spune că e creierul companiei noastre și un adevărat prieten. Dar tu cine ești? Un condamnat și un hoț. Ce ți-ai amintit de obiceiurile tale criminale? Rado avea dreptate, de o mie de ori dreptate, când spunea că nu e nevoie să angajezi un condamnat. Dar eu sunt un idiot și nu l-am ascultat. Dar acum voi corecta greșeala. Imediat vei scrie o scrisoare de demisie. Chiar azi! strigă directorul. Olga nu se aștepta deloc la o asemenea reacție. S-a gândit că directorul ar fi interesat de mesajul ei. Dacă nu crede imediat, măcar să ceară să verifice documentele. Dar era atât de orbit de succesul companiei că credea în onestitatea de cristal a angajaților săi încât a refuzat să accepte tot ceea ce a spulberat acest mit. Sunteți încă aici. Dacă nu părăsiți biroul în trei secunde, voi chema poliția. A izbucnit directorul. Olga s-a dus spre ușă, dar s-a întors deodată și a spus. Domnul Mihail, dați-mi o zi și vă voi dovedi că am dreptate. Ce poți ști tu despre afaceri? În special despre chestiuni financiare. Ești o simplă femeie de serviciu, locul tău este lângă găleata cu cârpă. Directorul la fel nu o credea pe Olga, dar ea nu se lăsa. Credeți-mă pe cuvânt, sunt destul de sigură de ce spun. N-am făcut curățenie toată viața. Brusc, chipul directorului s-a schimbat, iar vocea i-s a mai domolit un pic. După un moment de tăcere, a spus: ei bine, să spunem că sunt de acord cu aventura ta ridicolă. Dacă toate acestea se dovedesc ca fi calomnii, te voi concedia nu pur și simplu, dar conform articolului. Atunci, nici măcar nu te vor angaja ca servitoare. Vei cer și la biserică. E clar pentru tine. Da, desigur, am nevoie de situațiile financiare ale companiei pentru câțiva ani și documentele financiare pentru noua afacere răspunse Olga calmă. Bine. Stop, ce le voi spune partenerilor străini? Ei vor fi aici astăzi. A întrebat Mihail. Gândiți-vă la ceva. Ei nu doar o zi vor fi în oraș. Primiți-i cu căldură, discutați despre viitoarea cooperare comună. Dați de înțeles că înțelegerile serioase nu se încheie într-o secundă. Trebuie să ne mai gândim o dată. Totul va fi, dar mâine. Cam așa ceva. A dat din numeri Olga. Mihail doar a dat din cap ca răspuns și a urmat-o pe Olga până la ușă cu o privire fixă. Este surprinzător că cu inteligența și o anestitatea ei a stat în zonă. Doar că nu cred. S-a gândit el sperând că tot ceea ce a spus servitoarea nu este adevărat. Olga a mers în primul rând imperceptibil în biroul ajuntului și a pus dosarul înapoi. Din fericire pentru ea, Radu nu s-a întors încă. Iar când a apărut, bineînțeles că nu a observat nimic. Nu bănuia că ceva nu este în regulă nici când Mihail a spus că semnarea contractului a fost amânată pentru mâine. Planul lui de alda jos pe director va funcționa 100%. Radu nu avea nicio îndoială de asta. Restul zilei, Olga și-a îndeplinit munca de femeie de serviciu. Iar când toți angajații au plecat acasă, ea a intrat în departamentul de contabilitate. A petrecut aproape toată noaptea acolo. Înregistrări contabile, calculele, contractele pulpuiau în fața ochilor ei. Un flux nesfârșit de numere. În cele din urmă, eforturile ei au dat roade. Temerile legate de viitoarea înțelegere au fost confirmate. Dar asta nu este tot. A reușit să descopere acțiunile criminale ale lui Radu. Nu doar că a încercat să întindă o capcană directorului, dar fura și banii comuni ai companiei. E ciudat că nimeni nu a observat asta mai înainte. Sau doar nu au vrut să observe. Dimineața, Olga obosită cu pungi sub ochi, dar mulțumită de ea, a venit în sala de așteptare a directorului. Eu la domnul Mihail. A spus ea. Iarăși dumneavoastră. Nu va ajunge de ieri, doriți să mai faceți un scandal. Era revoltată secretara. Sunați-le și spuneți că a venit Olga Cojocaru. Da, Ladmila, ce s-a întâmplat? a întrebat Mihail cu plăcere sorbind din ceașca de cafea aromată. Prima întâlnire cu noi parteneri a fost cu succes. Chiar mai bine decât se aștepta. Contractul profitabil e aproape în buzunar. La dumneavoastră din nou vrea cojocaru, nu o las. Întrebă secretara. Nu, de ce, lasă să intre. Răspunse calm Mihail. Descurajată, Ladmila aproape a lăsat telefonul jos și a privit surprinsă cum Olga intră în birou. Cam de vreme, ziua încă nu a trecut. Spuse Mihail. Nu era furios ca ieri, dar cu toată înfățișarea arăta că nu este foarte mulțumit de sosirea Olgăi. Inima lui Mihail s-a cufundat de îndată ce a văzut-o, creierul refuza să creadă că la spatele lui s-ar putea întâmpla lucruri neplăcute. Și cu atât mai mult, fraudă criminală. Era complet nepregătit pentru această întorsătură a evenimentelor. Domnul Mihail, am verificat documentele, constatările mele sunt confirmate. Acum vă voi explica totul, spuse Olga hotărâtă. Picioarele lui Mihail s-au muiat și i s-a tăiat respirația. Ba se înroșea, ba se făcea palid când Olga încerca să-i explice amarul adevăr din copiile documentelor pe care le-a făcut. Atât am terminat. Domnul Mihail, ce e cu dumneavoastră? A întrebat ea când a văzut că directorul și-a strâns capul în mâini și privirea lui era ațintită într-un punct. Nu-i nimic, sunt bine. Tot ce ai spus sună convingător, dar o să verific. Lăsați documentele aici și mergeți să lucrați. Mergi și îndeplinește datoriile tale oficiale. Spuse Mihail. Da, desigur, domnule Mihail. Olga se grăb spre ieșire. Pe coridor a dat peste Radu, care a privit-o cu antipatie. Bună dimineața, domnule Radu! A spus secretara într-un zâmbet. Directorul e la el. Radu a chicotit la ea ca răspuns. Da, intrați, vă rog. Cum voia Mihail să-l apuce pe Radu și să-l bată, să-l bată fără milă pentru că l-a trădat? Doar a avut încredere în el întotdeauna și în toate. Dar bărbatul a reușit să se calmeze. Acum e prea devreme pentru a trage concluzii și a crede pe deplin pe Olga. La urma urmei, îl cunoaște pe Radu de mulți ani iar pe această femeie de serviciu de câteva zile. Mihail a găsit puterea să zâmbească și să strângă mâna lui Radu. Și apoi, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, au discutat despre afaceri. Olga abia a terminat restul zilei. Seara s-a târât acasă, îi tremurau picioarele. S-a prăbușit pe canapea și s-a cufundat într-un vis. A fost un vis fericit totuși în el era cu fica ei, Anastasia, de care a fost despărțită fără milă mulți ani. Iar dimineața, Olga nu-i venea să creadă ochilor când a venit ca de obicei să facă ordine în biroul lui Radu. Omul era un pedant teribil, iubea ordinea. Doamne ferește, dacă ar vedea praf pe undeva, ar intra într-o frenezie. Și deodată, în loc de un birou bine întreținut, Olga a ajuns într-o adevărată gunoiște. Bucăți de documente rupte, munți de dosare și cărți împrăștiate zăceau peste tot. O doamne, o grămadă de resturi de țigară pe masă. Radu nu și-a permis niciodată să fumeze la locul de muncă. O secundă mai târziu, Olga a tremurat cu tot corpul de la strigătele lui Radu auzite în afara ușii. Asemănătoare cu vuietul unei leu furios. Femeia a fugit din birou încercând să nu apară în fața lui Radu. Și a dat seama că ceva ieșit din comun s-a întâmplat în viața lui Radu și a știa ce. Olga nu se bucura de victoria ei. Nu, ea nu era unul dintre oamenii care vor spune rău. Ei bine, ai încurcat-o, ticălosule. Primește ceea ce meriți. Ea a vrut doar dreptate la fel ca în acela în când lucrul cel mai de preț a fost șters din viața ei. Gândurile i-au fost întrerupte de strigătul unei femei care lucrează în birou. E terminată. Își șopteau toți. Nimeni nici măcar nu și putea imagina de ce o cheamă directorul. Bună ziua, Olga, intrați, vă rog! Spuse cu amabilitate Mihail. Olga a fost uluită. Dar foarte rar se poate spune că directorul nu a numit-o niciodată pe nume. Dar nimeni nu a numit-o deloc. Doar, hei, în cel mai bun caz și dumneavoastră. Următoarele cuvinte ale lui Mihail au șocat-o, nici măcar nu și-a crezut urechilor la început. Vă sunt recunoscător pentru acele documente și pentru lămurirea lor. Dacă nu erați dumneavoastră aș fi rămas fără companie, cu datorii și eventual, cu probleme cu legea. Nu mă așteptam la asta de la adjunctul meu. Vă mulțumesc foarte mult! Acum era rândul Olgăi să se înroșească și să devină palidă. Chiar dacă nu a făcut nimic ieșit din comun. Ci doar i-a scos de la Mihai ochelarii roz și i-a dezvăluit adevărul. Ei bine, ce este Olga? Nu vă faceți griji! Eu sunt cel care trebuie să-mi cer scuze pentru comportamentul meu uneori prost față de tine. A liniștit-o Mihail. Nu, să nu vă pară rău! Ați făcut atât de multe pentru mine angajându-mă la muncă. La urma urmei, foștii condamnați nici ca servitoare nu sunt angajați. Răspunse Olga încet. Cum ați reușit să ajungeți la închisoare? Ar fi trebuit să întreb despre asta mai devreme, atunci poate că atitudinea față de tine devenea mai diferită. A întrebat directorul incapabil să suporte. E o poveste lungă. Olga nu se aștepta la o astfel de întrebare. Oricum, spuneți. Nu arătați ca un criminal. Întrebă Mihail. Olga tă cu o clipă. Amintirile au adus durere, dar ea a găsit puterea de a continua conversația. Am fost odată soția unui om de afaceri de succes și contabilul șef al firmei sale de succes. Casă, familie perfectă, soț iubitor și o fiică frumoasă. Olga cu din nou coborând ochii. Și ce s-a întâmplat? Întrebă Mihail. Într-o zi. oameni în uniformă au intrat în biroul meu au furnizat dovezi de fraudă financiară și le-au dus la departament. Am aflat despre ce e vorba de la avocatul pe care l-a angajat soțul meu. Am fost atinsă până în adâncul sufletului că el nu era interesat de eliberarea mea. Pentru că era afacerea noastră comună. Aveam grijă de finanțele soțului. A fost foarte satisfăcut de asta. Și am avut totală încredere în el el. Olga, cu o vigoare reînnoită, a fost copălșită de amintiri. Și a fost nevoie de mult efort pentru a nu izbucni în lacrimi. Dar ea a depășit emoțiile și a continuat. Soțul meu ne fura în liniște banii noștri comuni. Apoi, împreună cu amanta lui și cu prietena mea, a decis să mă elimine și au reușit minunat. Păcat! Dumneavoastră sunteți un profesionist bun în domeniul tău și nu ai observat greșeala. Cum așa? A exclamat Mihail. Îi părea sincer rău pentru Olga. Era, eram pur și simplu orbită de fericirea familiei mele, îmi iubeam soțul. Semna multe documente pe care mi le dădea. Repeta mereu că era necesar pentru firmă. Cel mai rău lucru este că cât am fost închisă, am fost lipsită de drepturile părintești. Deci am nevoie de un loc de muncă, o referință bună să mi se permită măcar să-mi văd fetița. La amintirea fiicei sale, lacrimile i-au scăpat din ochii Olgăi. Mihail era sincer atins, simțind că Olga îi este foarte greu, a spus. Poate o cafea pentru a te calma. Și am și o propunere de afaceri pentru tine. Ieri. De îndată ce acest coșmar a fost confirmat, a luat o decizie. Să o ia pe Olga în locul ajuntului său. Iar acest Radu, care atâția ani s-a prefăcut prieten și partener, ar trebui concediat fără regret. Doamnă Olga, vă sugerez să ocupați funcția de director adjunct. Dar cum? Olga ezită neștiind ce să spună. Vrei să spui cum rămâne cu domnul Radu? Am concediat aceste scroc. Și îți propun ție să iei locul, ești de acord? A întrebat directorul. Olga a ezitat, a fost greu să ia o decizie atât de importantă imediat. Mihai l-a observat îndoielile ei. Nu vă faceți griji, Olga, sunt convins de abilitățile tale și pot încredința această funcție. Fiți de acord! Aveți nevoie de un serviciu bun și o caracteristică. Mâine vă voi prezenta echipei. Olga toată noaptea s-a întors de pe o parte pe alta. Un roi de gânduri haotice îi trecu prin cap. Va face oare față cum va reacționa echipa? Toată lumea de aici o urăște. Dar aspectul? Ea trebuie să corespundă acestei funcții. Și nici măcar nu are bani să-și cumpere costume decente, pantofi. Bine că vecina Nina a ajutat-o din nou. I-a împrumutat lucrurile. Dimineața, Mihail a adunat întregul personal al companiei să prezinte noul director adjunct. Toată lumea aștepta. În cele din urmă, ușa sălii de conferință s-a deschis și privirile au căzut asupra unei femei elegante și arătoase. Ea a pășit cu încredere prin hol și s-a așezat lângă director. S-a lăsat o tăcere moartă de câteva secunde. Mihail o întrerupse. Dragi colegi, vă prezint pe noul meu adjunct, doamna Olga Cojocaru. Vă rog să primiți și să fiți amabili. Au existat șapte dezaprobatoare. Este doamna noastră de curățenie, nu se poate. Uită-te la ea, repede l-a răsucit pe director. Biroul a băzit ca un stup toată săptămâna. Dar după instrucțiunile nemăgulitoare ale directorului către angajații neglijenți, bârfitorii și vorbitorii și-au muscat repede limba. Olga s-a implicat cu entuziasm în muncă, nu mai ieșea din hârtii. Pleca ultima și dis de dimineață era deja la locul de muncă. Era clar că fostul adjunct nu fusese prea îngrijorat de afacerile firmei în ultima vreme. Pe primul loc era statutul propriei persoane. Eforturile Olgăi au fost încununate de succes. Afacerile companiei s-au îmbunătățit considerabil. După o altă afacere de succes, Mihail a chemat-o pe Olga în biroul său. Vă felicit, colegă, încheiem un nou contract și acesta este marele dumneavoastră merit. Mihail zând mulțumit. Sunt foarte fericită, a răspuns Olga. Și asta nu e tot. Olga, am făcut câteva cercetări despre fostul tău soț. S-a dovedit a fi un om de afaceri prost și a dat faliment. Și am angajat pentru tine cel mai competent avocat din oraș. El spune că acum ești într-o poziție câștigătoare și că există toate șansele de a restabili drepturile părintești pentru fiica ta. Ochii Olgăi se umplură de lacrimi. Nu se aștepta la un act atât de nobil de la Mihail. Olga a supraviețuit trădării soțului ei. A trecut prin greutățile vieții din închisoare. Are un serviciu și o carieră bună și își va întoarce fiica, cu siguranță o va întoarce orice ar fi. Iar aceasta va fi cea mai mare victorie a ei.